ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1813, la data de 15 noiembrie, Gheorghe Asachi deschide la Academia Domnească din Iași un curs de inginerie și hotărnicie în limba română, fondată la Iași, capitala Principatului Moldova. De către prințul Antioh Cantemir, în anul 1707, Academia a continuat simbolic Academia Vasiliană, deși nu există o legătură directă între cele două instituții similare. Principalul reformator al Academiei a fost Grigore al III-lea Ghica, care a modernizat-o pentru a concura cu universitățile europene. Studiile erau realizate în limba greacă și pentru cea mai mare parte a secolului al XVIII-lea au fost practic aristotelice. Începând din anii 1760, o serie de directori luminați au introdus în Academie studiul matematicii, al științelor naturale și al filozofiei moderne, traducând și adaptând manuale europene. În 1814, Gheorghe Asachi a predat pentru prima dată în limba română un curs de inginerie și hotărnicie la Academie, formând o clasă de ingineri până în anul 1819. În 1821, Academia a fost desființată printr-un ordin al sultanului, ca urmare a activității organizației patriotice elene, Filichii Eteria. Împrejurările politice potrivnice au făcut ca o altă academie să nu mai existe până în 1835, când a fost înființată Academia Mihăiliană. Noua instituție i-a preluat pe unii profesori de la cea veche, astfel încât există o filiație directă între cele două academii. Cea domnească nu a oferit diplome academice standard, ci doar diplome care certificau faptul că posesorul lor era demn de a purta numele de om învățat. Acest nume îi oferea purtătorului posibilitatea de a îndeplini diverse funcții administrative în cadrul Imperiului Otoman și în Principatele Române. De asemenea, tot pe data de 15 noiembrie, în anul 1868, s-a născut Emil Racoviță, savant, explorator și biolog român, fiind considerat inventatorul biospeologiei românești. A fost ales academician în anul 1920 și a fost președinte al Academiei Române în perioada 1926-1929. În 1920, când această știință se cristalizase pe deplin, Emil Racoviță a întemeiat la Cluj cel dintâi institut de speologie din lume, adevărat centru al cercetărilor din acest domeniu la nivel mondial. Visele sale și spiritul său de aventură l-au purtat în insulele Baleare și Caraibe, în America Latină, dar și în întreaga Europa. Doctor al Facultății de Științe din Sorbona, a semnat în 1907 actul de naștere a biospeologiei, definită de el ca știință a formelor de viață din mediul subteran. Timp de 4 ani, în urma dictatului de la Viena, din anul 1940, Facultatea de Științe, împreună cu Institutul de Speologie, au fost mutate la Timișoara. Activitatea științifică din aceste centre s-a întrerupt, iar mai apoi, întorcându-se la Cluj, Emil Racoviță a făcut eforturi mari pentru a reorganiza institutul, dar nu a mai avut timpul necesar, căci marele cercetător a trecut la cele veșnice pe 17 noiembrie 1947.